Dacă te confrunți cu kilogramele în plus și ești în căutarea trucului perfect pentru a scăpa de ele, este nevoie să știi acest secret. Există un ingredient pe care îl poți pune în cafea pentru a accelera arderea grăsimilor. Mai mult, acest obicei va avea un impact major asupra sănătății tale. Cafeaua este una dintre cele mai consumate băuturi la nivel mondial, indiferent dacă ne referim la femei sau la bărbați. Ceașca de cafea face parte din rutina zilnică a milioane de persoane. Această licoare magică este consumată de peste 60% din americani, de exemplu, iar acest lucru se datorează faptului că aduce un aport mare de energie și are nenumărate beneficii asupra sănătății. Pe lângă diversele proprietăți pe care le are, aceasta are și un gust extrem de plăcut, iar aroma face delicios tuturor. Din acest motiv, cafeaua s-a transformat și într-un element care ține de latura socială. Vorba, hai să ne vedem la o cafea, fiind înrădăcinată profund în mentalul colectiv. Dacă te numeri printre persoanele care adoră o ceașcă de cafea și în plus te confrunți cu diverse probleme de greutate, trebuie să știi că specialiștii au dezvăluit un truc care te poate ajuta să rezolvi această problemă. Este nevoie de un singur ingredient pe care să îl adaugi în băutura ta de dimineață, iar eficiența acesteia va crește exponențial. Tot ce îți trebuie este uleiul MCT. În primul rând, dacă adaugi ulei MCT, îți vei da seama destul de rapid că aportul de energie pe care acesta ți-l oferă este mult mai mare. Acest fenomen se întâmplă datorită faptului că uleiul MCT este metabolizat mult mai rapid de către organism și este folosit drept combustibil. De altfel, specialiștii au dezvăluit că acest ingredient este de foarte multe ori folosit de către sportivi. Mai mult de atât, acesta reprezintă o modalitate excelentă prin care să îmbunătățești puterea de concentrare. Atunci când ne gândim la kilogramele în plus, uleiul MCT poate să fie o opțiune excelentă pentru a scăpa de ele. Este suficient să adăugăm puțin în cafea, iar senzația de sațietate se va instala foarte curând. Mai mult, acesta va contribui la stimularea metabolismului, în special atunci când este adăugat în cafea. Bineînțeles, trebuie să ținem cont de faptul că niciun astfel de truc nu poate face minuni de unul singur, ci trebuie însoțit de o dietă echilibrată și de o condiție fizică bună. Uleiul MCT mai este cunoscut și sub denumirea de trigliacide, cu lanț mediu, și în linii mari este vorba despre un tip de grăsime care are un impact benefic asupra sănătății corpului, relatează România TV.net.